Hei, salutare! Bine v-am regăsit la un nou episod din seria Xiaomi. În episodul de astăzi, fără prea multă introducere, facem sushi. Da, știu, mulți dintre voi ați vrut să vedeți o rețetă de sushi. Vreau să vă arăt cel mai simplu mod în care puteți să faceți sushi la voi acasă. Dacă nu ați văzut primul episod din seria Xiaomi, ei bine, puteți să dați click aici. Am făcut un brownie extraordinar și vreau ca și voi să-l încercați. La fel ca și în primul episod, voi folosi aceste două telefoane nemaipomenite cu care m-am distrat foarte mult în ultima săptămână. Sunt extraordinare, fac niște poze super faine. Așa că la sfârșitul acestui episod vreau să avem parte și de un joc. Voi face poze cu Xiaomi Mi 11 Lite și Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Voi trebuie să ghiciți cu care dintre aceste două telefoane am făcut pozele și puteți să-mi scrieți răspunsul în comentarii. Eu o să vă răspund după ce se vor aduna mai multe comentarii să vedeți și rezultatul. Dacă vreți să vedeți mai multe poze pe care le fac cu aceste două telefoane, puteți să veniți și pe pagina mea de Instagram. Acolo voi posta mai multe poze cu aceste 5 preparate pe care le voi face, iar acolo voi puteți să vă dați cu părerea. Dacă telefoanele noastre sunt ușoare, colorate și stilate, ei bine, hai să facem și sushi-ul de azi să arate la fel, așa că hai să începem! Pentru un sushi care să vă iasă de fiecare dată foarte bine, aveți nevoie de orez pentru sushi. Este un orez care conține mai mult amidon și din această cauză trebuie să-l spălăm de vreo 4-5 ori. El trebuie să fie lipicios, dar nu trebuie să fie gumos, așa că vom elimina puțin din amidon. Avem nevoie de un pahar în care turnăm orezul. Ingredientele și cantitățile o să le aveți ca de fiecare dată în descriere. Punem acest pahar de orez într-un bol. Cum am zis, îl spălăm de 4-5 ori. Punem apă rece peste. După cum vedeți, apa și-a schimbat culoarea, este mai tulbure, noi vrem să fie foarte limpede. Așa că îl spălăm până când apa este limpede. Apa la 5-a spălare este mult mai limpede. Asta înseamnă că orezul este gata să-l punem în oală să-l gătim. Strecurăm orezul. Dacă aveți un aparat în care să gătiți orezul foarte bine, este cel mai bun. Dar dacă nu, vă arăt varianta cea mai simplă. Am aici o oală în care așezăm orezul. Trebuie să punem la o cană de orez, o cană de apă rece și încă 10%. Punem orezul la un foc mediu, așteptăm până apa va fierbe, după care reducem la minim, punem un capac și lăsăm 10 minute ca el să se gătească lent și el va fi perfect. Nu trebuie să punem sare în apă la acest orez, trebuie să facem un mix alcătuit din oțet de orez, zahăr și sare. Apa a început să fiarbă, punem capacul, după care reducem focul la minim. Lăsăm 10 minute. După care îl mai lăsăm 10 minute să se odihnească cu focul stins și el va fi perfect. Este foarte important să folosim oțet de orez. De ce? Fiindcă este mult mai diferit de oțetul nostru clasic, este mult mai dulce și, desigur, se potrivește perfect cu orezul pentru sushi. Adăugăm 6 linguri de zahăr, o lingură de sare și 9 linguri oțet de orez. De ce am pus mixul ăsta într-un borcănaș? Deoarece este mult mai ușor de amestecat. Punem capacul, după care scuturăm până când se dizolvă sarea și zahărul. Asta înseamnă că orezul este gata. Stingem focul și îl lăsăm încă 10 minute să se odihnească. Sushi-ul de azi îl vom face cu somon. Am un filet de somon aici, de pe care luăm jos pielea.
îl tăiem în fâșii subțiri pentru sushi. Ne asigurăm că nu are oase. Avem nevoie de bastonașe cu o grosime de aproximativ 1 cm. Avem nevoie și de un castravete. Îl tăiem în două. Scoatem sâmburii. Și vom face același lucru ca și cu somonul. Bețișoare de o grosime de 1 cm. Ne vom folosi și de un mango. Trebuie să fie bine copt ca el să aibă gust. Tăiem lângă sâmbure. Iar cu o lingură scoatem interiorul. Și așa ne va rămâne doar coaja, pe care oricum nu o folosim. Dacă vreți să faceți ceva frumos și elegant, puteți să crestați acest mango în carouri, desigur. Și partea mea preferată, pentru decor arată nemaipomenit și este foarte frumos. Vom face același lucru și cu mangoul nostru. Lețișoare. Au trecut încă 10 minute. Orezul se poate servi. După cum vedeți, este perfect gătit. Avem nevoie să vedem boabele de orez separat. Să nu fie lipite foarte tare. Punem totul într-un bol. Dacă vă aduceți aminte de paharul nostru, la un pahar de orez, trebuie să punem un sfert din lichidul nostru. Sunt foarte multe tehnici speciale folosite la gătirea orezului pentru sushi, dar asta este varianta pentru începători. Punem puțin câte puțin din acest amestec deasupra orezului, după care îl amestecăm. Nu trebuie să zdrobim boabele de orez, așa că îl amestecăm foarte puțin. Acoperim bolul nostru cu o cârpă umedă, să nu se usuce orezul. Folosim și avocado, deci mango, castravet, somon, avocado. Avem verde, portocaliu și roșu. Scoatem interiorul. Vom tăia avocado la fel ca și restul ingredientelor. Mai facem și o filmare din perspectiva mea. Ce mai place foarte mult la acest telefon este faptul că este foarte subțire și ușor. Deci, dacă lucrați într-o bucătărie, nu trebuie să aveți o cărămidă în buzunar să vă tragă pantalonii jos. Nu, nici nu simțiți în buzunar, e atât de ușor. Pentru a face sushi, trebuie să avem nevoie și de o rolă de bambus. Este accesibilă la preț, puteți să o cumpărați de la hipermarketul, de la magazinele asiatice. Eu am acoperit această rolă cu o folie de plastic ca să nu o murdărim și să ne ajute la rolatul sushiului. Pentru a rola sushi avem nevoie de foi de alce, adică nori, așa se numesc ele, pe care le așezăm pe rola noastră de bambus. După care venim cu orezul. Mi-am pregătit și un bol cu apă rece ca orezul să nu se lipească de mâini. Nu trebuie să punem foarte mult orez, dar trebuie să împărțim orezul în cantități egale pe această foaie de sushi. Apăsăm puțin, nu vrem să distrugem boabele de orez. Așezăm și 2-3 bucățele de somon. Așezăm și puțin avocado. Iar acum unul dintre ingredientele mele preferate, punem și cremă de brânză. Perfect. Nu există un sushi mai simplu de atât. Acum trebuie doar să îl rolăm și să-l tăiem. E foarte simplu. Prindem de rolă, după care apăsăm aici pe interior, rolăm și strângem. Repetăm încă o dată această procedură și rolăm încă o dată, după care strângem și avem primul sushi gata. Trebuie să exersați de mai multe ori, nici mie nu mi-a ieșit din prima, nu sunt un expert, dar astea arată foarte bine. Prima rolă de sushi arată așa, este gata. Vom face încă un sushi, repetăm aceeași chestie. Așezăm semințe de susan, luăm foaia și o întoarcem pe cealaltă parte. Punem cremă de brânză și 2-3 bucăți
din mango și vom pune somon afumat. Dacă vreți și ceva verde, o să punem două bucățele de castravete și suntem gata. Trebuie să rulăm din nou. Avem și sushi-ul cu numărul 2, gata. Abia aștept să vedeți cum vor arăta în interior. Sunt foarte multe variante de sushi pe care le puteți face cu ton, cu creveți, cu somon, puteți să faceți chiar și cu pui, dar eu am zis să o facem foarte simplă prima dată. Dacă vreți și rețete mai complicate, putem să facem și al doilea episod. Din cantitatea asta de orez, puteți să obțineți aproximativ 3, maxim 4 rulouri de sushi. Punem din nou somon proaspăt. Așezăm și mango. Punem avocado. Și pe acesta nu voi pune cremă de brânză. Avem și ultimul sushi pregătit. Trebuie să le feliem. O să vă arăt și un sos extraordinar care merge foarte bine cu aceste trei. După care aranjăm și gustăm. Pentru sos am pregătit o maioneză de casă, știți bine povestea, gălbenuș de ou, muștar și ulei, peste care voi pune și sriracha. Sosul ăsta, credeți-mă pe cuvânt, e demențial și este preferatul meu, așa că am zis să îl împărtășesc cu voi. E foarte simplu și să-l încercați. Este picant, este sărat, wow, merge demențial. Punem într-o sticluță. Sushi-ul de obicei se servește cu ghimbir murat, care se poate cumpăra, puteți să-l faceți și acasă, și cu pastă de wasabi. Când tăiem un rulou de sushi, cuțitul trebuie să fie foarte ascuțit. Eu l-am pus și în puțină apă ca să nu se lipească ce avem înăuntru. La fiecare tăietură este bine să avem cuțitul spălat și șters. Voi tăia bucățele de 1 cm, 1 cm jumate grosime. Primele bucăți de sushi sunt gata. Și urmează să le fac și pe celelalte. Așa arată platoul meu cu sushi. Acum trebuie să-l decorăm puțin. Punem și puțină pastă de wasabi. Și desigur, florile. Sper că v-a plăcut și acest clip cu sushi. Eu o să-l mănânc cu sos de soia și puțin ghimbir. Urmează, desigur, să afișez pozele. Voi trebuie să-mi spuneți cu ce telefon am făcut cele două poze. Voi afișa o poză pe partea stângă, una pe partea dreaptă și voi trebuie să votați. Vreau să mă bucur de aceste sushi-uri. Arată demențial și, sincer, nu aș vrea să le stric, dar ce să facem? Ia să vedem. Wow! E demențial! Foarte curând voi reveni cu o nouă rețetă din seria Xiaomi. Sper că v-a plăcut și a doua rețetă. Dacă nu v-ați uitat la prima, uitați-vă și la prima. Voi pune... Dați aici, puteți să dați click. Și până data viitoare, poftă bună, spor la gătit, v-am pupat, ciao, ciao!